Întâi mi-au murit părinții amândoi, părând, unul după Eurovision. Momente grele. Apoi mi-au murit pisici, mi-au murit cățici, eu sunt cu animale, mi-au murit prieteni, au murit de COVID. Și tot stăteam și zic, bă, dar moare lumea așa ca naiba și te duci. Eu nu cred în alte rai și iad de asta, mă rog, am eu concepțiile mele. Și am găsit întâmplător că sunt americani, un basketbalist celebr, am uitat numele, s-a criogenat, avea cancer terminal la 40 de ani. Și a găsit soluția, există trei centre, în Anglia, Rusia și America. Și a găsit un centru și a zis, uite, te criogenezi, adică te bagă în gheață. Sunt firme private în America? Da, mă rog, care în gheață, la ce mod? Nu, îți scoate sângele din corp, îți bagă nu mai știu ce, ca să nu se facă cristale de gheață, să așa, rămâi la minus 276 de grade, zero absolut, atât înseamnă de rece, stai acolo până în viitor, pe 50, 100, 1000 de ani, să dezvoltă vreo tehnologie care te readuce întâi în viață, că aici e o problemă, au încercat pe șoareci și n-au rezistat, deci dacă îi readuce înapoi mor. Și atunci, întâi tehnologia ca să te readucă la viață, așa cum ești congelat acolo. Cum vedem, și de acolo să trateze cancerul sau, că nebunia mea e mai mare, lasă că o să fiu bătă, poate să trăiește veșnic sau cine știe ce. Bă, Mihai, tu ai boala... Vreau să mă trezesc peste 1000 de ani să văd ce-o fi. Ai boala copiilor, bă, mâncați-și.